Salut și bine am venit la Fabrica de Bani, eu sunt Dragoș și azi facem o rebalansare mică a portofoliului de pe trading 2-2, mai echilibrăm acțiunile astfel încât să putem să ducem încet încet și celelalte acțiuni la nivelul la care îmi doresc eu. Cumva ca o să reduc toate la 100 dolari și atunci neavând neapărat bani de dividende pentru că deja era un dolar ceva și l-am cheltuit zilele trecute, încerc să fac rost de bani din indice tranzacții astfel încât să pot să mai urc portofoliul și la alte companii. Bursa a mers bine și astăzi, nu chiar ca ieri, dar este foarte bine. Portofoliul meu este cu acolo așa, plus minus 50 de lei, plus minus 100 de lei. Fluctuează cele pe Trayville, dar astăzi sunt focusat pe Trading 212 pentru că și acolo am nevoie de creșterea portofoliului, de valoarea lui. Mă uitam mai devreme și am văzut că deși era 1992, deja a trecut la 2006-2007 era, da? Deci cumva a depășit 2000 dolari. Știți că aveam un prag la un moment dat, 2006, dar comisioanele o să mai scadă un pic probabil. Știți că aveam un obiectiv să ating 2000, am atins 2000, după care lucrurile s-au mai dus în jos. Acum facem o rebalansare și sperăm să crească iarăși încet încet, astfel încât să depășim pragul ăsta de 2000 cu 2100-2200, astfel încât orice fluctuație ar mai veni după aceea să nu mai fie influențată de treaba asta. Totodată, dacă ești începător pe bursă și vrei să faci primii pași și nu știi cum să-i faci, îți propun un deal, să zic așa, foarte, foarte bun. Poți obține o acțiune gratuită de până la 100 de dolari dacă te înscrii și îți faci cont pe Trading 2, dacă îți verifici documentele și, bineînțeles, dacă depui 50 de lei sau 10 euro în funcție de moneda pe care o alegi. Din ce am văzut eu, este uneori mai avantajos să ai în euro și nu în lei, dar depinde de preferința ta personală, nu vreau să spun că alegi aia sau aia. Ok, bun. Cum faci chestia asta? Ai în jos în descriere linkul meu de referal de afiliere sau poți să folosești codul Fabrica și vei primi această acțiune dacă îți faci verificarea documentelor și depunerea de bani în timp de 10 zile de când ți-ai creat contul. Trecem mai departe la ce facem noi astăzi bursă. Știți deja portofoliul meu, știți cam ce acțiune are. În primul rând vedeți că e balanța pe 0, 2005, am mai scăzut acum, am pierdut 2 dolari, că am stat de vorbă cu voi pe video, așa, sper că nu la acțiunile care vreau să vând. Vreau să trag de aici, să duc pe astea jos la 100, da? Așa, și banii respectivi să-i duc, cred că Microsoft o să-l duc de la 70 la 100, la 100 lei, la 100 de lei, 100 de euro și pe el. Ok, deci 15 dolari pe aici, trebuie să iau de aici 15 dolari, sell și dau 15 euro, nu dolari, 15 euro, da? Review order. Să sperăm că să-și execută orderele, pentru că nu știu lichiditatea la fiecare companie, nu toate sunt foarte, foarte lichide, dar de obicei, cea mai rată eu este lichid, 14 dolari aici, sell. Deocamdată punem la vânzare ca să putem să avem cu ce să cumpărăm, da? Practic le reechilibrez un pic, nu e vreo strategie wow sau ceva, pur și simplu ăsta s-a dus sau nu s-a dus, ăsta nu este încă 9 dolari de aici, GNQ, sell. Mut o parte din bani din anumite companii care au crescut mai mult decât pragul la care eram eu, le mut către companii celelalte ca să le salt ușor ușor pe toate, de cam asta e strategia, nu e vreo chestie complicată, 100, 100, 100. Ar mai fi 2 dolari de aici și cred că iau și de aici, de la stock 2 dolari, sell, erau 3, aici a scăzut, era 3 dolari și ceva, aici am pierdut acum cât am stat de vorbă cu voi, 2, 2, 2, nu 3, că pe mă strică penșuiul la asta, așa, bun, ok, și acum avem un portofoliu, nu știu dacă 37 sau să vedem dacă s-au executat toate orderele, 1, 2, 3, 4, o să mă uit și dacă am ordere în pending, aici, nu mai e niciun order în pending, perfect. Ok, asta am vrut să văd, 2007 dolari, numai că acum am o parte de ei 39 în acțiuni, perfect, mă duc înapoi aici și să vedem ce aș putea să cumpăr, da? Înainte de a face chestia asta, însă vreau să te rog să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, să bifezi și cu bățul acela pentru a fi notificat de câte ori postez un clip nou și la finalul episodului, dacă ți-a plăcut sau chiar acum poți dai un, dacă ți-a plăcut până aici, un like la acest episod sau share, că de cineva care crezi tu că poate fi interesat de treaba asta cu investițiile, cu educația financiară și așa mai departe. Revenim la partea de cumpărături, da? Revenim la partea cu cumpărăturile. Deci avem 37, v-am zis, mă gândesc acum, 39, nu 37, 39, avem și cei dolari, 2 dolari. Pun 30, cred că duc Microsoft-ul, cred că puțin la mai bine asta fac. Buy. Și cumpăr la Microsoft de 30, da? Și duc Microsoft-ul la 100, păcar să sunt în pași mici pe care îi fac, dar sunt ok cu asta pentru a face lucrurile așa cum vreau eu, da? Adică azi una, mâine una și tot așa, dacă vezi așa în fiecare, nu e chiar în fiecare zi, dacă ar fi așa în fiecare zi, mai vin și dividende,
încet, încet reducem toate câte $100, practic. Bineînțeles că am și unele care sunt destul de departe, la coada de jos a clasamentului, da? Cea nouă intrată cu $11, da? Vedeți că a crescut oricum, da? Ia uite, când am luat pe aici pe jos, a crescut. Avem Target, Nextera, avem Codașele, așa bineînțeles că sunt și pe minus o parte din ele, ați văzut. Dar deocamdată vreau să le ridic pe astea undeva și mă gândesc dacă cumva astea scade sub 100, să am $1 acolo de probă. Adică încă mă gândesc dacă cumva aș putea să mai opresc niște mărunțiși. Nu o să opresc pentru că mai vin niște dividende. Mă gândesc dacă Glaston-ul să-l duc acum sau... deci $9. Mă gândesc, trebuie să mă gândesc un pic. 46 de euro, Glaston-ul investiment, Glaston-urile aici. 52. 52 ar veni aici, lângă Glaston-urile, a venit una lângă alta. Armor rate-ul ar veni iarăși 50, la ajuți la 50. LTC-ul s-a dus la 40, văd, foarte jos. Poate un moment bun de cumpărare LTC, nu chiar. 3 months, asta de, nu e mare lucru, nu. Data mă tot gândesc ce ar putea să fie PepsiCo 32, Walmart, Coca-Cola 49. Le pun pe cheiloc toate, că e jos, văd, da, și deci 9, cât am aici? 9,91 chiar, deci Kellogg, buy, 9,91 și mai vedem după aia de unde mai facem rost de bani pentru restul, se mai echilibrează portofelul după aia, mai vedem noi, nu e problemă. Bun, deci acum Kellogg-ul se ducă mult mai sus, după 58, ia să vedem cât de se duce. A executat și ordinul de la K, da, perfect. Ia uite-l, e deja pe loc, oh, s-a dus bine, s-a dus pe locul, mai că tot s-a dus deja cu $1 în plus, ok, mă rog, n-a s-a dus cu $1, că n-a dus cu câțiva cenți. Da, mă uit la numere, acum mă gândesc ce, oricum nu mai am bani de cheltuit, vedeți că s-au mai dus pe comisioane, mai am 205 și pe fluctuații, bineînțeles, dar e bine acum, da? Cumva următorul care ar putea să intre pe linia celor 100 ar putea să fie Kellogg sau Glaston-urile, da? Coca-Cola iarăși trebuie să intre sub 100. Încercăm să le ridicăm așa. Este un fel de a spune, știți cum am dat eu episodul acela în care eram cu praștii, în care luam cea mai de jos și o aruncam cât mai sus, da? I-am zis strategia slingshot sau ceva din ăsta. E, asta nu e cu praștie. E așa, mai tragem de ele mai sus cât un pic, cât un pic, într-un fel de ajutătoare. E și asta o strategie, că de-aia vi le prezint pe toate. Voi alegeți strategia care se pare vouă cea mai potrivită pentru voi, da? Ok, bun, ăsta a fost tot de astăzi. Sper că ți-a plăcut ce am făcut eu aici pe bursă. Și vedem dacă nu sunt vreun Nostradamus. Vedem dacă am sau nu am dreptate peste 2-3 săptămâni. Vedem cum evoluează lucrurile și dacă am din nou bani să mai cumpăr acțiuni sau dacă trebuie să pun eu de buzunar. Vedem. Mulțumesc cu toate că m-ai urmărit până aici. Nu uitați, te uiți la celelalte episoade mai vechi să vezi despre ce e vorba aici și cu ce să mănâncă această treabă cu bursa dacă ești începător. Și bineînțeles ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!